Acest program este interzis minorilor sub 12 ani fără acordul părinților. Genul programului: talk show. Bună, dragii mei, și bun regăsit la Design Perfect! De foarte multe ori în viață, mai ales în relațiile mai personale, de cuplu, de iubire, de prietenie, de tovărășie, avem sentimentul uneori că parcă l-am cunoaște pe celălalt de mai mult timp decât îl cunoaștem, sau poate că unele relații au o anumită încărcătură, o anumită semnificație în care simțim că tragem parcă niște bolovani care vin de undeva de departe. Astăzi vorbim despre eliberarea din energia relațiilor trecute, alături de Ramona Popescu. Bună seara! Bună seara! Iată, am ajuns la ultima emisiune din 2020, un an care mi-a plăcut personal, dar a venit cu multe provocări. Și ne despărțim de an și vorbim și despre despărțiri. Și da, vorbim, dar vorbim dintr-un mod sănătos, frumos, nu unul dramatic. Da, e important să știi, să te sprinzi energetic dintr-o relație pe care ai avut-o. Dar acum depinde și de relație, dacă din viața aceasta sau din vieți trecute, pentru că până la urmă noi ne dorim ca atunci când se încheie ceva să se încheie într-un mod plăcut, care să ne ajute să înaintăm ușor mai departe, nu să plecăm cu un bagaj nerezolvat pe care să-l mutăm din casă în casă, știi? Exact când schimbi casa, să te muți cu tot ce n-ai mai fi ținut oricum în casa inițială. Și aici mă refer la foarte multe energii. Noi am început să vorbim despre subiectul relațiilor săptămâna trecută, dar nu am ajuns acolo în faza în care ce fac atunci când se încheie o relație și mai ales dacă este o relație din trecut. Și oricum vreau să-i salut pe oamenii care ne urmăresc. Dacă vreți să comentați și pe chat, pe YouTube, sunteți bineveniți, chiar poate aduceți cazuistică, studii de caz interesante. Și eu, colegii, să ne da, dacă se poate, să vedem și noi. Există relații încheiate de care știm din această viață și relații încheiate în trecut, într-un fel sau altul, de care nu știm. Există și similarități, există și diferențe între ele. Ambele, ca similaritate, ambele situații, că relații din trecut sau relații din prezent, hai să le spunem așa, încheiate, da? Implică înțelepciunea în abordare. Pentru că le putem încheia și diferit. Bine, le putem încheia și mai puțin. Exact. Implică o abordare superioară, dintr-o perspectivă superioară. Asta este clar. Dar apar și provocările. De exemplu, dacă la... și diferențele vin odată cu asta. De exemplu, relațiile de care știi, deci din această viață, care s-au încheiat, sunt mai ușor de abordat. Pentru că știi ce s-a întâmplat. Deci acolo poți să implici o analiză clară a relației. Pentru că ai informația necesară. La relațiile din trecut, și aș mă refer la relațiile din vieți trecute, nu ai cum să faci această analiză, pentru că nu ți-amintești despre ele. Poți să intuiești, însă. Am vorbit săptămâna trecută despre acest lucru. Poți să intuiești cum ai lăsat finalul, ultimul final, dacă vă amintiți, cum a fost. A fost unul plăcut, a fost unul neplăcut. Nu întotdeauna o să-l percepi de la prima vedere. De ce? Pentru că, de exemplu, dacă tu ai avut o relație foarte intensă cu cineva în trecut, care nu s-a terminat deloc bine și ai nevoie, vorbim despre tine, nu vorbim despre celălalt, și tu ai nevoie să-ți
aduci la un alt nivel de echilibrare energiile respective, percepția care a rămas în urma încheierii acelei relații, tu, universul, te va păcăli și ți se va apărea un om extrem de atractiv, tocmai pentru ca tu să-l lași în viața ta, să intre în viața ta, pentru a putea să creezi acea similaritate care a fost undeva în trecut și care nu s-a terminat neapărat într-un mod plăcut pentru tine. Deci el găsește, acea persoană găsește o ușă deschisă, canal, ție ți se va părea, te vei simți atrasă ca un magnet de situația de situația respectivă, de omul respectiv, ca să se poată întâmpla prelucrarea, procesarea la un nou nivel. Dar după ce trece o vreme, apare de fapt adevărul. Apare adevărul în ceea ce privește statusul relației respective. Atunci vei înțelege mai clar cu ce te ajută relația respectivă, dacă îți aduce provocări sau este o relație de suport, pentru că sunt și foarte multe relații de suport. Eu înțeleg printr-o relație de suport o relație în care celălalt îți respectă ce ai tu de făcut, te sprijină în ceea ce îți propui tu să faci, este acel sprijin reciproc, îți oferă aspecte care, detalii, lucruri care ție îți lipsesc pentru a putea să faci ceea ce ai tu de făcut. Deci asta înseamnă de suport, îți este alături, construiești cu el foarte multe, deci nu este ca un maestru care te pune în situații dificile, care să te determine să afli lucruri despre tine și așa mai departe. Deci nu te duce în provocări. Te învață, te ajută să crești. El este acea zonă de stabilitate din viața ta. În general, când ai un astfel de partener de suport, cu siguranță ai alte zone care sunt mult mai dinamice și asta puteți să și verificați în viețile voastre. Deci aveți suportul, dar ori te deschizi către spiritualitate și atunci apar foarte multe schimbări. Ai provocări pe parte de job sau pe parte de altceva. Acel om care poate fi un prieten, poate fi partenerul, poate să fie orice, este de suport, te va sprijini. Este important când decizi să închei o relație în această viață cu motivații legate de această viață și de statusul relației, să rezolvi și partea din trecut? Dacă o știi. Dacă ne amintim, Pallas Athena, am mai menționat și săptămâna trecută, dar este foarte important din punctul meu de vedere, spunea că nu este important să știi ce s-a întâmplat în trecut, important este ce faci în prezent. Dacă ar fi o situație nou-nouță, un partener cu care tu nu te-ai mai întâlnit în trecut, cum ai rezolva situația, provocarea respectivă? Cât de înțelept ai putea să răspunzi situațiilor în care acel partener te pune? De ce te pune? Păi pentru că tu l-ai atras. De ce? Pentru că ai tu de învățat niște lucruri. Uite, eu mi-am pus în ultimul timp o întrebare, meditez asupra ei. Este inspirată dintr-un film care se cheamă Collateral Beauty și care are cumva un leitmotiv: if only we would be strangers again, sau ceva de genul ăsta, dacă am fi din nou străini. Ce ar fi dacă am fi din nou străini? Cum ar fi să abordezi o relație, indiferent ce relație ai, personală, profesională și așa mai departe, cu o persoană, cu atât mai mult în viața personală, unde apar multe provocări, încercând să abordezi acea persoană, indiferent că poate o știi de jumătate de an, de un an, de 10 sau 20 de ani, să o abordezi ca și cum ar fi prima dată când o întâlnești. Construiești o relație de la zero. În fiecare zi sau cum, că nu înțeleg întrebarea? Poate fi în fiecare zi sau poate fi un anumit moment în care decizi că începi relația de la zero absolut, ca și cum atunci interacționezi cu persoana. Poate să existe. Să tragi după tine bagajul de discuții, de situații, de da, suferințe. Da, asta se poate întâmpla atunci când alegi să dai o șansă. Să-ți dai ție o șansă, adică aici nu e vorba, nu știu, să dai altuia, să dai ție, să ai o șansă relației, să spunem. Este o alegere care se face în urma unei analize, unei conversații cu tine despre ce e important, despre ce nu e important, despre că merită sau nu, din punctul tău de vedere, să investești în continuare energie sau nu, dacă pot unele lucruri fi schimbate, îmbunătățite sau nu, dacă simți că celălalt vrea sau nu vrea, sau, da? Dar este o alegere și poți să o faci atunci când
există acest context care să-ți permită. Asta se poate. Dar altfel, că de aceea te-am întrebat la ce te referi anume, să descoperi în fiecare zi omul respectiv, din punctul meu de vedere, nu este foarte ușor. Este puțin cam dificil să ignori ceea ce știa ieri. Noi suntem învățați să... Noi suntem mintea noastră este obișnuită să învețe din experiențele anterioare. Ai cere să... Să folosească tipare. Exact. Pe care... Ai cere să anuleze în fiecare zi ce știe despre un om pe care îl percepe constant într-un fel sau altul, este foarte dificil. Dar dacă alegi, de exemplu, să pui stop, să evaluezi și să decizi dacă vrei să mai dai o șansă sau nu, aici, da, din punctul meu de vedere, se poate face chestia asta. Eu am încercat, da, am ajuns la aceeași concluzie ca înainte, adică nu a funcționat, dar a ajuns în plus, deci s-a adăugat în plus claritatea pe care am avut-o ulterior, după încercare. Acea situație în care poți să spui, am încercat tot ce a ținut de mine și este fix aceeași concluzie la care ajung în mod repetat. Ca atare, pot să dau drumul acelei speranțe că poate într-o zi lucrurile s-ar putea schimba pentru că oamenii se mai schimbă și etc. Știi? Deci îți vine cu o claritate. Unele situații poate să funcționeze. În cazul meu, nu. Nu au fost multe situații astea, dar niciuna dintre ele nu a funcționat, însă a avut loc închiderea frumoasă, care nu fusese anterior. Și aici mă refer la... Da, aici mă refer la relații de care știam din această întrupare, care poate vi s-a întâmplat și vouă, au revenit. Deci s-au încheiat la un moment dat și au revenit. Eu am ales să văd de ce au revenit, că e clar că dacă au revenit ceva nu s-a încheiat, să înțeleg ce anume nu s-a încheiat, ele m-au dus la concluzia că nu ar fi funcționat nici atunci, dar percepția mea vis-a-vis de această concluzie a fost foarte ok. Adică, da, mi-este foarte drag omul respectiv, aș vrea să-l văd cât de des se poate, acel capitol de cuplu s-a încheiat, neutru, frumos, cu recunoștință din partea amândoi și am început un capitol de prietenie. Știi? De exemplu. Adică și asta poate să fie o încheiere pe care ți-o oferă viața, pe care n-ai știut să o abordezi, deci de multe ori nu mai trebuie să treci în alte vieți ca să se întâmple reluarea, ci pentru că s-a activat karma instantă. Foarte mult, atragem foarte multe situații neprocesate încă, rapid, chiar din timpul aceleași, în timpul aceleași întrupări. Să mă risc cu o glumiță de-a mea? Nu știu ce să zic. Mai ales că m-am riscat și înainte de începutul emisiunii și a fost proastă, pentru care îmi cer scuze. Se spune că Dumnezeu, Universul, câteodată îmi aduce cât un ex în viață ca să văd dacă sunt la fel de prost proastă. Aha, știu pe asta. Da. Da, nu știu ce să zic. Este clar, dintr-un anumit punct de vedere, adevărat, dar nu ne-a produs așa pe prostie, știi? Pe înțelepciune. Am înțeles de fapt ce s-a întâmplat data trecută. Am încercat să trag niște concluzii. Este acea analiză care are loc odată cu schimbarea, știi? Între un final și un început e important să aibă loc o analiză, o concluzie. Te ajută pe tine foarte mult. Acea concluzie, de multe ori, este cea care desprinde energia la ceea ce s-a încheiat. Altfel, ea nu este încă luată în seamă, acea adică energie. Se nu poate e finalizată. Întâmpla o despărțire fizică, dar tu sufletește mental, emoțional, să nu dai drumul. Bineînțeles, da, știm despre asta. Dar cred că, nu știu dacă... Eu cred că am trecut toți prin faze în care, deși fizic nu mai există, undeva există. Chiar odată pe zona de speranță, odată pe zona de nervi, de frustrare, în toate felurile posibile, poate să mai existe. Deci acelea sunt energii care practic umblă, energiile tale care umblă prin câmpurile celuilalt și tu singur ar trebui să ți le și retragi din acel câmp, nu pentru că l-ar afecta pe celălalt, ci pentru că tu nu mai funcționezi cu toate energiile pregătite să fie focalizate pe ce ai tu în vedere în etapa următoare.
Pentru că unele umblă prin alte părți, în caută răspunsuri, caută rezolvări pe care nu le-au găsit. Și ce vor face ele? Îți vor atrage în viața ta ori omul înapoi se întoarce, ori altul cu altă, alt chip, dar cu aceeași alt nume, mărie, cu altă pălărie. Exact. Nu? Care va, deci practic va trebui să-ți găsești niște răspunsuri cu ajutorul celui persoane inițiale sau alta într-un mod similar. Și dacă nu rezolvi așa, le mai duci și în altă viață și ți se reia, ai iar oportunitatea de a trece printr-o poveste, exact ca în filmele acelea în care arată personajul, știi, în fiecare dimineață se trezește fără să țină seama, se repetă aceea zi și el nu, știi? În fiecare zi încearcă să facă lucrurile altfel, deci nu mai știi practic ce... Ai o șansă nouă să faci lucrurile altfel. Deci, de ce? Pentru că o cer energiile tale, o cere ceva ce nu este finalizat încă. Deci aici este provocarea la relațiile din trecut și aici mă refer la din vieți trecute, când nu știi ce s-a întâmplat, intuiești că s-a întâmplat ceva și toți intuim când se întâmplă lucruri, că nu ne putem explica, verbaliza, mental, cumva este altă poveste, dar știm că dincolo de ceea ce se vede, acel sentiment de familiaritate, acea intensitate în bine sau în rău, neplăcut, vine din urmă. Ce fac cu ea în prezent? Uneori, frica, reticența de a da drumul unei relații ține și de niște lucruri nerezolvate din alte vieți? Simt undeva la un anumit nivel al ființei mele că am lucruri rămase nerezolvate. Eu poate pentru viața asta mi-am clarificat. Dar rămâne undeva un bagaj care mă ține ce legat de celălalt? Nu, n-ar fi frica. Ar fi ce nu... Răspunsurile negăsite de energiile tale din trecut te țin prins încă în energia aceea. Pentru că aceea. Sunt relații în care, din punct de vedere rațional, pot spune, dom'le, nu mai am ce căuta în această relație sau nu mai mi-aduce ceva bun în viață și totuși rămâi acolo. Păi da, dar când am fost noi doar raționali? Când am avut noi doar un corp? Aici îl provoc pe colegul meu de la tehnic, care există mai multe corpuri. Când am avut un singur corp? Deci am avut un mental, am avut un emoțional, am avut un fizic, am avut un spiritual, fiecare cu nevoile și cu percepțiile sale. Eliberarea energetică totală este atunci când toate aspectele noastre, toate perspectivele din care privim aceeași relație sunt în regulă. Dacă a rămas o zonă, că eu mental pot să înțeleg că poate un om, băi, deci chiar nu e pregătit, nu este potrivit pentru mine, dar emoționalul ar vrea să încerce. E, acela creează o punte energetică pe care doar eu o pot retrage, când înțeleg inclusiv într-un mod potrivit emoționalului meu că nu e potrivit. Înțelegi? Și atunci, cum se poate întâmpla asta? Păi poți să insiști, de exemplu, să fii într-o relație care nu funcționează, în care să suferi foarte mult, zi de zi, expus acelui om, până când ajungi la o anumită saturație și ajungi, ești atât de complet în experiența aceasta de frustrare și de dezamăgire, încât nu mai poți procesa mai mult și într-un final poți să spui, da, corpul emoțional s-a convins. Adică inclusiv emoțional sunt convins că nu suntem potriviți, nu numai declarativ sau nu numai rațional. Și tot așa, corpul fizic la fel. Sunt unii oameni care nu sunt compatibili din multe puncte de vedere, inclusiv fizic. Da? Și la țipă fizicul acela, că bă, nu e regulă, nu e regulă, nu e regulă. Și tu zici, bă, nu, stai acolo liniștit, descurcă-te, adaptează-te, abține-te, nu știu, fă ceva. La un moment dat nu mai funcționează. Deci sunt toate aceste aspecte din noi care sunt parte într-o relație, de orice fel. Ele toate trebuie să fie de acord când îți retragi energiile. Abia atunci poți să spui că ți-ai retras energiile. Pentru că toate sunt energii, de fapt. Dar știi că în amintirile din copilărie cu Nică, care spunea, l-aș lăsa eu, dar nu mă lasă el pe mine. Ce faci cu energiile celuilalt? N-ai ce să faci tu cu energiile celuilalt, că nu sunt în controlul tău. Nu poți să le faci pachet să le trimiți. N-ai cum să le faci pachet neapărat să le trimiți. Poți să ți ridici cumva... vibrația energetică. Să nu mai găsească adresantul. Ca să nu găsească adresa corectă, exact. Să nu mai aibă impact asupra energiilor tale.
Dar nu este, nu știu, nu este vorba neapărat de asta. Există această situație în care oamenii cred că poți fi ținut legat într-o energie, energetic într-o relație de către celălalt. Faptul că... Câteodată oamenii chiar se dedau la anumite practici destul de urâte și nebenefice pentru a face chestia asta. Există și acest aspect. Nu o să intrăm în el, doar menționez. Da, știu că există acest aspect. Revin cu același punct de vedere, câtă putere dau eu unui lucru, atât va avea. Este simplu. Când vei avea energii înalte, ca vibrație, toate aceste procese care se fac energetic cu intenție joasă vor avea mai puțină putere. Deci energia cu vibrație înaltă are o putere mai mare decât o vibrație joasă care este determinată și de o intenție joasă. Ca atare, trecem peste aspectul ăsta, că din punctul meu de vedere este irelevant. Dar există însă convingerea la mulți oameni că poți fi ținut cumva într-o relație energetică. Faptul că celălalt nu a acceptat, de exemplu, un final, tu da, te ține, că te-ar ține cumva legat. Nu te ține absolut nimic legat. Te ține legat doar capătul tău. E un fir cu două capete. Unul eu, unul tu. Dacă eu îi dau drumul firului, eu nu mai sunt influențată de faptul că tu mai ții în continuare firul. Ideal este să dăm amândoi drumul la fir. Și amândoi să fim ok cu asta. Dar suntem unici, fiecare are percepția sa despre sine și despre realitatea în care trăiește și niciunul dintre noi nu-l poate influența pe celălalt, să spunem, pe perioadă prea lungă. Poate pe perioadă scurtă, da, cu sentimente de vinovăție, cu dalea, cu asta, mai cu șantaj emoțional, într-un fel sau alt, dar nu funcționează mult timp. Pentru că este legea rezonanței care nu mai există, care nu mai acționează. Deci te poate întoarce din drum pentru o perioadă temporar, de timp. Temporar, dacă alegi să faci compromisul acesta, poate e o alegere, poate vrei să fii sigur că ai încercat tot ce s-a putut. Dar în momentul în care tu ai dat drumul la fir, adică ai făcut o alegere, tu ai ieșit din această conectare. Da, nu te ține celălalt. Faptul că el ține firul în partea cealaltă nu te mai ține pe tine. Nu mai înseamnă că și tu ții acel fir. Cât vrei tu să ții firul, este altă poveste. Tu vei da drumul la fir atunci când complexitatea ta va da drumul la situația respectivă. În sensul că va procesa într-un mod echilibrat, care nu va crea niciun fel de tensiune energetică, care ar putea să aibă nevoie, de exemplu, de relaxare. Și aici mă refer la neacceptări care să aibă, caute răspunsuri, să caute soluții pentru a face totuși să se întâmple lucrurile într-un fel. Poate, știi? Sau uite ce mi-a făcut sau așa mai departe. Din această perspectivă, să spunem că într-un cuplu o persoană este mai deschisă către spiritualitate, poate stăpânește diverse practici spirituale, esoterice, energetice și mai departe. Poate singur să rezolve, din punct de vedere subtil, energetic, această dinamică a relației prin practicile pe care le face, dacă celălalt este nereceptiv, nu merge în tandem. Adică, pe principiu, am eu suficientă cunoaștere și putere pentru amândoi și pot duce în cârcă relația? Nu. Și nici nu este acesta rostul evoluției spirituale, să faci lucruri în realitatea celuilalt. Noi nu am venit aici să facem lucruri în realitatea altor oameni. Noi am venit aici să facem lucruri în realitatea noastră, direct. Indirect putem să influențăm realitățile altor oameni. Indiferent cât vei fi tu de deschis, celălalt va putea să proceseze cât va putea el. Care este intervalul lui de toleranță este cu totul altceva. Dar tu nu vei putea să forțezi niște lucruri. Declarativ ar putea să fie de acord cu tine în multe lucruri, dar nu contează declarativul. Aici este un lucru foarte important. Energiile nu cunosc declarativul. Energiile nu iau în calcul ce declari. Energiile iau în calcul autenticul emis dincolo de declarativ. Noi suntem interfața din această realitate 3D, folosim limbajul linear și așa mai departe.
Dar, dincolo de asta, există o emisie extrem de complexă pe care energiile o fac, da, către altele. Ele comunică prin astfel de emisii care sunt dincolo de linearitate. Acelea îți dau informația, nu ce declară fiecare. Iar omul acela, deși va încerca să arate, să se comporte într-un fel, el nu va putea să mimeze acel fel care nu îi este specific o perioadă lungă de timp. Pentru că energiile, mentalul este depășit de transcendentalul energiilor sale. Nu va putea să funcționeze. La un moment dat va răbufni, va scoate la iveală autenticul din el, care s-ar putea să spună: nu, eu nu sunt de acord de fapt. Eu nu sunt de acord, nu înțeleg ce vrei, eu cred asta, din punctul meu de vedere este așa și așa, chiar dacă eu am încercat să zic ca tine că poate te conving să vii, să faci ca mine. Este posibil ca și aceste energii subtile să te păcălească? În sensul că la un anumit nivel al ființei tale multidimensionale să percepi un anumit lucru, poate și bazat pe niște experiențe trecute, din vieți trecute, să te bazezi pe acea percepție subtilă, dar omul ăla în carne și oase, cu personalitatea lui, cu ceea ce este el, cu ceea ce dorește să fie, destul de departe de ceea ce percepi un plan subtil? Se mai poate întâmpla și asta. Aici ține de poate de rafinament, de practică, pentru că dincolo de ce știm noi despre noi, eu și acel care percep și acel om care, pe care îl percep, dincolo de aceste două interfețe limitate, există schimbul energetic oricum. Deci oricum schimbul energetic are loc. Cât înțeleg eu să traduc, cum reușesc eu să traduc ceea ce percep dinspre energii, ține de rafinamentul meu în lucru cu energiile mele. Da, și dacă poate, cealaltă persoană și poate, nu este suficient de antrenată încât să nu-și dea seama foarte bine ce transmite, adică să fie o necorelare. Nu este vorba despre asta. Nu poți să controlezi cu mintea ce emiți energetic. Nu ai cum. Deci mintea este depășită de transcendentalitatea, dacă vrei, energetică. Ea nu poate să controleze. Nu are cum să controleze. Ele vin dintr-o zonă non-fizică superioară 3D-ului, 4D-ului, adică mentalului inferior. Comunicarea asta este dincolo de această realitate. Dincolo înseamnă superioară acestei realități. Nu poate fi controlată de mentalul pe care noi îl avem în această realitate. Ea este sub influența mentalului superior, care este și acela superior, tocmai, mentalului inferior, adică cel pe care îl folosim noi în timpul întrupării. Din punctul meu de vedere, nu ai cum să controlezi cu o energie inferioară o energie superioară. O să te întreb ceva care este și lumesc, dar în același timp și subtil. Este o combinație și este în această zonă. E o experiență pe care n-am avut-o nici eu personal, nici tu, dar poate îți poți exprima un punct de vedere. Discutam recent cu o persoană despre diferența dintre o relație de lungă durată cu o persoană versus căsătorie. Și persoana respectivă spunea că, din perspectiva ei, este cu totul altceva, că este ca și cum îți pui o semnătură, un sigiliu, poate și subtil, nu doar că semnezi acolo la primărie, pe acea relație, și că e un alt nivel de legare, de angajament, de implicare, inclusiv acea slujbă religioasă care este, și că una este să te desparți de o persoană cu care nu ești căsătorit, deși ești, nu știu, de 10 ani, de 20 de ani, de 5 ani, și alta este să faci același lucru, e alt proces, printr-un divorț. Și vreau să te întreb dacă, cum este perspectiva ta aici? Din punctul meu de vedere, intrarea într-o căsătorie înseamnă un nivel mai asumat, un nivel superior de asumare energetică. Dacă vă amintiți, vorbeam la un moment dat, în manifestare, despre faptul că tot ceea ce există în realitatea noastră este determinat de interiorul nostru și că dacă, să spunem, cumpăr o casă, casa aceea, nu am construit eu acea casă, dar ea va începe să se modifice conform mie, pentru că a intrat în realitatea mea sau intră în rezonanță cu mine că am atras-o în realitatea mea în momentul în care am semnat actul. Este un mod
specific modul prin care îmi asum în această realitate fizică ceva anume. Că e un contract de cumpărare, vânzare, că e o căsătorie, este mai degrabă un nivel de asumare. Și acea asumare determină alt scenariu. Într-un fel, asta nu înseamnă că nu poți să fii într-o relație pe termen lung și să poate să funcționeze foarte bine o relație pe termen lung. Și să fie foarte asumată. Și să fie foarte asumată. Este vorba mai degrabă la un nivel energetic. Aș spune că se declanșează un nivel subtil, un scenariu subtil, care nu se declanșează în relația pe termen lung neasumată oficial. Și nu are legătură cu actul în sine și nici cu slujba în sine. Are legătură cu asumarea noastră. Cu alegere. Cu alegerea noastră. Deci nu are legătură cu ritualul specific unei religii, că vorba asta, atâtea ritualuri. Nu, nu cu asta are legătură, din punctul meu de vedere, ci cu alegerea pe care noi o facem de a fi cu totul acolo. Și atât. Da, bine, și la rău, până când, etc., etc. Da. Și acum vine următoarea întrebare pe care eu o știu din plan legal. Și o secundă doar, o secundă. Și plecând de la asta, vine și partea cu numele. Cu numele pe care îl iei mai departe. Sau pentru că, sau nu-l iei. Dar, de exemplu, dacă îți schimbi numele după ce te-ai căsătorit, deja activezi altfel de energie în acest plan. O energie diferită de cea pe care o aveai cu numele tău. Sau cu numele ambilor. Știi că se mai practică și asta. Avem deci fiecare... colegii noștri, Gabor Iliescu. Exact. Deci fiecare dintre aceste alegeri activează un anumit scenariu la nivel de energie, care se duce după anumite asumări pe care le facem. Influențează foarte mult. Deși poate nu aparent, dar scenariile diferă puțin. Ei, în plan legal, ce știu de la un prieten avocat este că lucrurile se fac și se desfac de la același nivel ierarhic. Adică, dacă noi am făcut un contract între părți, se poate desface tot între părți. De comun acord spunem că rezidie în contractul respectiv, prin înțelegerea părților. Dacă fac contractul la notariat, nu-l mai pot desface prin înțelegerea noastră între părți. Trebuie să ne ducem tot la notariat, deci la același nivel de instanță, să-l desfacem. În plan lumesc legal. E, în planul ăsta al căsătoriei, vezi, nu există o slujbă de decăsătorire, sau cel puțin nu știu, că nu sunt foarte cunoscător al, dar n-am auzit. Cred că există. Adică e un proces de asumare superior, da, când mă căsătoresc. Dar când mă despart, apropo de despărțirea noastră, ce ar fi în reciprocitate ca să fie la același nivel de, nu știu, de dezasumare sau de asumarea despărțirii? Păi foarte simplu din punctul meu de vedere, tocmai pentru că această căsătorie este influențată energetic de alegerea pe care noi o facem de a intra, ea va fi influențată și de alegerea de a ieși. Restul sunt foarte multe convingeri care vor diferi din cultură în cultură. Nici măcar toate religiile lumii nu sunt de acord pe un anumit punct, cum este acela. Unele te vor întârzia dacă vrei să divorțezi, la altele... La altele nu există divorț. Adică sau nu există o a doua căsătorie. Tot felul, da. Dar, la noi, de exemplu, în biserică te căsătorește de 3 ori, am înțeles. Iată, de ce nu de 4? De ce nu de 2 doar? Deci, aici este vorba mai degrabă de alegerea pe care o fac. Important este, pentru că avem această temă, cum îmi eliberez energiile. Întotdeauna analiza și alegerea pe care o faci va reuși, în mod special alegerea, cu totul, adică cu toată ființa ta, ajungi la o concluzie, să te retragi, ai înțeles-o, poate au fost lucruri care ai fi vrut să funcționeze diferit, dar e important să accepti faptul că oamenii sunt unici și să-ți dai voie ție să ai alte oportunități din care să poți să înveți lucruri și celuilalt să învețe și el lucruri și atunci te poți elibera. Nu te eliberezi atunci când încă mai rulezi niște aspecte care nu și-au găsit răspunsul la întrebarea de ce sau la întrebarea oare dacă aș fi făcut niște lucruri, ar fi funcționat altfel totul? Deci aceste întrebări, dacă vorbim despre întrebări, te țin legat energetic.
Altfel de situații sunt, nu am să-l iert pe celălalt niciodată pentru ce mi-a făcut. Adică zona de neacceptare dusă spre furie, spre neiertare, vis-a-vis de anumite acțiuni. Asta înseamnă neapărat că trebuie să fii de acord cu toate și să te calce toată lumea în picioare, dar în viață întâlnești foarte mulți oameni, foarte diferiți și pot exista foarte multe scenarii care să se deruleze. Tu poți să fii într-unul dintre acele scenarii care să nu-ți placă neapărat. Adică nimic nu este imposibil să se întâmple într-o realitate fizică, într-o relație. Uite, întreba cineva dacă rămânând într-o relație cu energie joasă îți poți scădea vibrația. Îți poate influența vibrația pentru că o expui constant la o energie joasă. Știi, uite, apropo de asta, așa ca o paranteză, există zone pe planeta Pământ care au loc eliberări energetice. Eliberări de energii joase, tensionate ale planetei. Sunt acele așa zise locuri cu energie nebenefică. Așa cum sunt și energii, sunt și zone în care sunt energii cu locuri în care sunt eliberate energii înalte și noi le considerăm benefice și așa mai departe. Bine, dacă tu îți construiești o casă pe o zonă în care sunt eliberate astfel de energii de vibrație joasă care sunt utile planetei, planeta se curăță tot timpul și noi și corpul nostru se curăță tot timpul, elimină ce nu-i trebuie, da? E bine, dacă tu ești expus zilnic, într-adevăr te poate influența, dar este o alegere a ta cât vrei și cum poți să manageriezi. Adică ce înseamnă o vibrație joasă? O vibrație joasă înseamnă lipsă de comunicare și frustrare din cauza asta? Înseamnă violență verbală? Înseamnă violență fizică? Înseamnă certuri tot? Ce înseamnă vibrație joasă? Unele dintre acele aspecte pot fi îmbunătățite? Ai încercat? Ai reușit? Parțial? Total? Și dacă n-ai reușit, de ce mai stai? Poate să fie o alegere să rămâi, pentru că nu am altă soluție. Totul este o alegere. Dar da, influențează vibrația, pentru că este o expunere constantă pe o zonă. Tu dacă vei lucra pe spiritualitate, vei face două lucruri într-o astfel de situație. Deci ai o relație cu energie joasă și intri în spiritualitate. Te deschizi către spiritualitate. Uite, o să vorbim și despre asta. Începe manul cu asta, a fi frumos. Da? Ce vei face? Păi în primul rând, tu îți vei ridica treptat vibrația și vei balansa această vibrație joasă. Da? Dar în câmpurile tale, nu neapărat în câmpurile relației. Deci tu nu vei rezolva problema relației. Nu vei avea cum să influențezi și energia celuilalt pe termen lung. 1, 2, vei începe să schimbi percepția vis-a-vis de tine, s-ar putea să te extragi tu din acea situație sau să ai curajul să faci niște schimbări, să le verbalizezi. Și aici este important, pentru că vorbind despre eliberarea energetică, e important să știm că indiferent dacă este vorba despre o relație din prezent, adică pe care o știm, care s-a încheiat, da, de care știm, din această întrupare, da, sau o relație din trecut de care nu ți-amintești, dar o intuiești, abordarea spirituală, superioară, hai să zicem abordarea superioară, este extrem de importantă. Deci sunt niște elemente de bază care te vor ajuta să treci prin orice fel de situație care îți va aduce provocări. Ce înseamnă mai concret această abordare? Păi, superioară? De exemplu, o abordare care ține de, o linie care ține de abordarea superioară este aceea că fiecare om este unic. Fiecare om este unic, este aflat într-un traseu de evoluție extrem de complex, este și el o interfață a unei multidimensionalități, așa cum ești și tu. Dar sunteți la niveluri diferite. Puteți fi la niveluri diferite. Puteți fi la același nivel, dar fiecare alege să facă altfel și este foarte ok că are posibilitatea să facă așa cum simte să facă. Da? Ei bine, acceptă unicitatea celuilalt și vezi dacă poți să găsești similarități suficient de multe încât să menții o relație care înseamnă să aibă într-adevăr suficient de multe similarități cu acea relație. Dacă nu le găsești,
degeaba vei încerca să le fabrici, că nu vor funcționa. Deci noi nu putem să le creăm manual sau prin tehnologie. Ele există din unicitatea noastră sau nu există. Deci asta e important să-ți amintești tot timpul. Că unele situații nu pot funcționa, poate nu funcționează, pentru că unicitatea fiecăruia a depărtat, te-a depărtat, l-a depărtat pe unul de celălalt pe calea evoluției. Nu i-a menținut suficient de aproape încât să poată să rămână împreună într-o relație de prietenie, de cuplu, de ce-o fi. Asta odată. Pe de altă parte, te poți, printr-o trezire spirituală, să te recentrezi în tine, pentru că s-ar putea să fii prea centrat pe viața celuilalt și să devină viața ta despre celălalt. Bineînțeles. Și că... să constați, întorcându-te în tine, că ai alte nevoi, alte... Exact, bineînțeles. Dar schimbarea, să știi că vine din interior, nu vine din exterior. Vine din interiorul tău atunci când ești pregătit pentru ea și de-aia poate să influențeze normal energia relației. Un alt principiu foarte important, nu e principiu, nu știu, e o linie care ține de o abordare superioară, este că fiecare om, mai ales într-o relație, este oglinda ta. Deci omul acela este mai mult vorba despre tine decât despre celălalt. Omul acela vine să-ți arate o parte din povestea ta, care ție poate să-ți placă, poate să nu-ți placă. De ce e povestea ta? Pentru că în atenția ta, altfel n-ar fi fost în atenția ta. N-ai fi văzut-o, n-ai fi perceput-o, n-ar fi fost în atenția ta, pur și simplu. Pentru că suntem pe ultimele minute din emisiune, mai avem câteva minute doar. Am putea să le dăm oamenilor și niște elemente mai concrete pe care să le facă ca și metode, tehnici, abordări pentru a face această desprindere de energie din trecut? Din punctul meu de vedere, cea mai simplă este, în cadrul relațiilor de care știm, analiza. Dar analiza în mod constructiv. Este cea mai sigură. Are cel mai mult conținut. Îți dă claritate? Îți dă claritate, te centrează, te recalibrează, te pregătește pentru un pas următor, înțelegând ce ai adăugat în bagajul tău ca instrument care să te ajute mai departe în evoluție. Rămânând cu ideea că fiecare om a venit să-ți vorbească despre tine, să-ți arate ceva despre tine, ce poți să îmbunătățești și că traseul vostru poate să rămână comun sau traseul poate să rămână comun în funcție de unicitatea voastră. Tu nu vei putea să controlezi unicitatea celuilalt. În ceea ce privește relațiile din trecut, pe care doar le intuiești, cât de înțelept. Adu-le în prezent. Că, practic, tu asta faci. Deci tu nu vei lucra cu relații din trecut pe care nu le-ai aduse în prezent. Tu vei lucra cu relații din trecut care revin în prezent. Noi despre asta vorbim aici. Deci noi nu vorbim pe a ne duce așa hai-hui, fără să aibă nicio legătură cu ce ni se întâmplă nou în prezent. Relațiile din trecut vin pentru a găsi răspunsuri în prezent. Eu nu pot să le accesez cu ce eram acolo. Eu le accesez de aici, cu ce sunt eu aici. Și atunci, practic, cât de înțelept pot să faci anumite lucruri? Dacă eu am intuit faptul că omul ăsta vine din trecutul meu, o iau ca pe o relație nou-nouță și o tratez cât de înțelept pot eu. Cât de important este iertarea celuilalt și mai ales iertarea de sine, pentru că foarte multe nedesprinderi ține și de diverse vinovății cu care rămânem. Este foarte importantă. Neiertarea de sine te determină să te pui în situații care nu sunt deloc favorabile, știi asta și te menții acolo încercând cumva să balancezi vina aceea cu o oarește pedeapsă. Nu te mai lovești pe spate cu biciu, dar te ții în niște situații care, pe care tu le vezi cumva ca pe asta mi-e soarta, merit. Știi? Ca și cum sunt pedepsit. Știi? În sensul acesta. Nu că mi-asum neapărat. Sunt pedepsit pentru ce am făcut. Dar nu este deloc constructivă zona aceasta. Nu înseamnă acum să spui eu niciodată nu greșesc. Dar vezi ce ai avut de învățat de acolo și decide ce poți să schimbi. Asta e important. Uite, m-a întrebat cineva și
cum te eliberezi energetic dintr-o relație în care el nu mai este în viață. Este exact la fel ca într-o relație în care ar fi fost în viață. Adică chiar, nu contează dacă mai este în viață sau nu mai este în viață. Pentru că tu dai drumul doar din partea ta la ață. Tu nu poți să dai drumul din partea lui la ață, că nu ești acel om. Deci nu contează dacă a plecat sau încă mai este în viață și voi nu mai sunteți împreună, tu ai de lucru cu tine. Tu când te eliberezi energetic, te eliberezi de energiile tale care caută răspunsuri, nu de energiile celuilalt. Îți mulțumesc foarte mult, Ramona. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Sărbători fericite în continuare! Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi pe parcursul întregului an. Vă invităm să ne revedem anul viitor. Sărbători fericite, pe curând!